Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și întâmplări românești. Muzică românească, întâmplări românești. Fiți atenți. Pe ce se mai cheltuiește banul public? Ia să vedem noi. Pe excursii de weekend, mascate în cursuri și seminarii. Astea sunt nemuritoare, dar din când în când mai iese câte ceva în evidență. Consilierii județeni din Ilfov, de pildă, au plecat recent într-o nouă excursie plătită din banii contribuabililor, de data asta la Hotelul Internațional din Sinaia, pentru o sesiune de instruire care a durat un weekend, vineri-sâmbătă. Două nopți, trei zile. Sună anecdotic. Da. Deci... Stai că de-abia începe. Cu vreo trei luni în urmă se mai instruiseră un pic, dar în Poiana Brașov și o săptămână întreagă, nu doar un weekend. La Sinaia, pentru fiecare dintre cei 20 de consilieri județeni, s-au cheltuit câte 230 de euro pe zi. Bani pentru cazare, mâncare și cursul propriu-zis, scrie publicația Buletin de București. Despre ce s-a învățat? Despre combaterea corupției în sectorul public și etică. Super! Pentru că, nu, e un subiect generos și plin de exemple concrete, negative. Adică, acum, asta are și o ironie în sine, combaterea corupției în sectorul public și etică într-o vacanță plătită pe bani publici, sigur, seminar, nu e vacanță, s-au dus și au muncit acolo din greu, la Hotelul Internațional. Apropo de hotel, iartă-mă, acolo e win-win. Nu e domnul Rușanu, patron la Internațional? Uite că nu știu cine este la... Eu așa știam, că la un moment dat așa era. Un hotel onorabil, altfel, da, frumos, nu toată lumea din țara asta poate sta la acest hotel. E la când intri în Sinaia pe stânga. Știu, când eram mic, ăla, mergeam acolo negreșit, aveau niște prăjituri. Da. Serios, era o cofetărie la parter, da, cea mai bună cofetărie din Sinaia și din partea asta de lume, cred. Eu când era... Și avea o prăjitură cu migdale. Ești tare. N-o să uit. Dar și stăteai când erai acolo mic? Sau nu, doar mergeam la cofetărie. Băi, să știi că și eu, când eram mic, treceam și mă uitam cu multă invidie la hotelul. Mamă, zic, ce oameni stau la hotelul ăsta. Am stat odată. Tare de tot. Frumos. Frumos. Acolo mergeam la prăjituri și la economat să mănânc cu sos remulat. Bun. Acum, eu mă întreb dacă onorabilii domni și domne consilier au discutat și despre propria lor acțiune, dacă tot vorbim de corupție și etică. Nu de alta, dar contractul pentru organizarea seminarului a fost adjudecat în doar 7 minute după publicarea PSAP. Firma câștigătoare, domne, trebuie să recunoaștem, e un super exemplu de organizare și eficiență. Practic, în numai 7 minute a găsit cazare, masă și lectori de curs disponibili în perioada solicitată, remarcă publicația Buletin de București. Așa să tot faci cursuri. Așa e pachetul. Da, organizare impecabilă. E ca și cum, domne, știi cum e, ar fi ghicit dorințele șefilor de la Consiliul Județean. O plăcere. Speedy Gonzales SRL se numește. De asemenea, observăm că e și o creștere în calitatea ghicirii dorințelor în privința asta, pentru că acum o săptămână aceeași firmă a câștigat în, și-a organizat, mă rog, a câștigat în 2 minute, nu în 7, un contract pentru organizarea unui alt seminar, de data asta la sediul Consiliului. Este vorba de evenimentul, citez, drumul către un județ smart. Dialog constructiv între mediul de afaceri și autoritățile locale. Smart, nu? Adică smart, mă înțelegi, și foarte constructiv, da. Bine, e important să te și antrenezi în câștigarea acestui gen de contracte din bani publici. Citez. Firma are în total 276 de contracte publice, dar de departe cea mai valoroasă colaborare este cea cu Consiliul Județean Ilfov. Acolo se ghicesc dorințele cel mai bine, aș zice eu, se intuiesc, practic. În 3 ani, prietenia dintre cele două entități s-a concretizat în contracte de peste 540.000 de lei, scrie Buletin de București. Smart, smart de tot. Bun, în sine, acum, ca să punem o concluzie, nu te poți împotrivi ideii ca omul să învețe mereu ceva în plus. E foarte bine, lucrul ăsta este recomandabil oricui. Dar generozitatea cu care Consiliul Județean Ilfov alocă bani pentru cursuri ar putea fi mai bine gestionată, dacă ne permiteți această observație. Adică, știți, peste tot în lume se fac acum întâlniri online. Au crescut aplicații de online, Zoom, Skype, se fac webinarii pe net. Numai Consiliul Județean, uite, trimite consilieri fizic la hoteluri de lux din stațiuni scumpe. Îi cazează și hrănește ca să asiste și să încerce să n-adormă la niște discursuri, și toate acestea pot fi făcute foarte bine online, cu costuri semnificativ mai mici, fiecare în confortul propriei sale locuințe sau poate la birou, sau măcar pot fi făcute mai aproape de casă, fără să fie nevoie de cazare. Adică e Consiliul Județean Ilfov. În București sunt
o mulțime de spații în care pot fi ținute seminarii, ședințe, nu trebuie să cazezi oamenii, să-i trimiți la Poiana, Brașov, la Sinaia, la și să faci șmecherii de-astea. Am ajudecat contractul în două minute pe SEA, wink, wink, mă înțelegi ce smart suntem noi. Dar, sigur, asta să faci webinarii n-ar fi nici smart și nici constructiv pentru organizatori și nici pentru bunăstarea lor, evident. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.